o ocazie să ne amintim de lucrurile frumoase pe care le-am aflat despre secolul 20, să ne amintim de oamenii deosebiți pe care i-am cunoscut atunci, sau de cei care au conservat... Vorbiți la microfon? Nu știu la care. E vezi funcționel? Dacă nu îl încercăm pe scară. Dacă să ținem. Ia. Unu? E garantat. Mulțumesc. Ne putem aminti azi de oameni deosebiți care au trăit în secolul 20. Poate nu toți am apucat să-i cunoaștem personal, dar au existat oameni care au făcut consemnări despre ei și unele consemnări au putut fi și editate. Există o anumită literatură de sertar din care mare parte s-a pierdut, fie memorii ale celor care au trăit anii 1940, 1950, 1960, fie beletristică, povestiri inspirate din evenimentele care s-au produs sub regimul comunist. Multe asemenea memorii sau manuscrise s-au pierdut, nu au putut fi publicate după 1990 pentru că editurile au avut reticență în a publica anumite texte. Alte romane sau manuscrise au putut fi publicate. Printre ele se află și manuscrisul romanul tatălui meu, a apărut prima oară în 1994. El a fost scris în 1987. După 1990, romanul a fost refuzat de editurile Humanitas și Cartea Românească și atunci a fost publicat cu ajutorul unor prieteni în 1994, prima oară, și pe urmă în 2016 pentru o ediție mai îngrijită. Romanul Valea Nistrei, care mie mi-a plăcut foarte mult, este inspirat din fapte reale, 70% lucruri care s-au întâmplat în foste închisori comuniste. Tatăl meu a mai scris și o serie de articole și alte câteva romane, unele încă nepublicate. Sper ca în următorul an să pot publica un roman despre perioada 1938-1940, un roman inedit. Anul ăsta, sigur, voi publica colecția de articole apărute în revistele Contrast, Mișcarea și Telegraf. Vă mulțumesc că ați venit. Vreau să vă spun vreo două, trei lucruri despre tatăl meu, mai ales că ne aflăm și în preajma Zilei Culturii Naționale. Pe la începutul anilor 1950, când țara s-a aflat într-o anumită situație economică, tatăl meu era copil de școală. Bunicul meu a cumpărat de pe stradă, de la o femeie care vindea semințe, a cumpărat niște cărți. Femeia vindea semințe și rupea foi din cărți ca să facă cornete. Era vorba de cele trei volume de Eminescu, cu articole și studii publicate de Eminescu, îngrijite de profesorul Ion Crețu în 1939. Vreau să spun că, deși în 1950 starea economică era foarte proastă, bunicul meu avea patru copii, locuia în două camere, o cijmea în curte și aveau condiții de trai foarte modeste, el s-a gândit să cumpere cărți pentru copiii lui, cărți care la momentul respectiv erau interzise. Și într-adevăr copiii lui au citit aceste articole, tatăl meu a devenit pasionat de Eminescu, a avut o pasiune pentru viața și opera lui Eminescu, a avut o pasiune și pentru istorie și pentru literatură, el nu s-a gândit să fie scriitor, a fost medic. Dar fiindcă a avut ocazia să cunoască niște oameni deosebiți care i-au spus lucruri ce l-au zguduit, s-a gândit că aceste lucruri trebuie să rămână, că e păcat să se piardă informațiile respective. Și atunci, după vârsta de 40 de ani, a început să scrie câteva romane. Și pasiunea lui sau dedicația lui a fost pentru Valea Nistrei. El, înainte de Valea Nistrei, se gândise, structurase romanul, dar a zis așa, fiindcă eu n-am mai scris, nu am experiență, vreau să scriu un roman de probă. Și a scris prin 1982 un roman de probă, cu o altă acțiune, cu un alt subiect, într-o altă perioadă istorică, pe care nu l-a mai publicat, l-a considerat o ciornă, un exercițiu pentru el. Iar în 1987 a scris Valea Nistrei. Pe urmă, bine, a mai scris și alte lucruri. Și-a dorit să scrie mai mult, să facă o trilogie, nu i-a reușit, dar ceea ce a scris rămâne un bun pentru noi.
Sunt oameni care eu i-am cunoscut când eram, am apucat să-i văd așa ca și copil. Când s-a făcut recensământul din 1977, cineva a bătut la ușa unui bătrân din familia mea și l-a întrebat: unde te-ai născut, moșule? Și moșul i-a răspuns: eu m-am născut în Imperiul Otoman. Oameni foarte deosebiți din secolul 20, unii erau rude îndepărtate cu mine. Despre ei, tatăl meu a relatat într-o carte tipărită în 2006, Trecute umbre în amurg, povestiri inspirate din fapte reale, despre acești oameni care au trăit în secolul 20, pe care el a putut să-i cunoască mai îndeaproape. Îi dau cuvântul domnului Răzvan Codrescu, care a reeditat anul trecut Valea Nistrei.